pun venit la un nou episod din Noile Voci, de data aceasta cu Ianis și îl rog pe el să se prezinte și să ne spună așa câteva lucruri despre el de început. Bună și bine te-am găsit! Păi, ce aș putea să spun? Sunt elev, în primul rând, la Liceul Teoretic Traian Vuia. În ce clasă? În clasa a 10 -a, am 16 ani. înainte. Uh, sunt pe profil de Mate Info, Intensiv Info. Îmi place, de-aia -al, de -al l-am ales, chiar dacă nu sunt cel mai bun în, în toate materiile pe care le fac, nici nu pot, dar îmi place ce am ales. Uh, sunt fost notator, am făcut timp de 10 ani în o de performanță. Okay. Aș mai fi continuat, dar uh, nu mi-a permis timpul și din cauza că încerc să fac cât mai multe activități posibil, și să mă dezvolt cât mai mult. Ce ai ales, adică în locul notului? Uh, am ales. Uh, Școala, să învăț. Mm -hmm. Am ales voluntariatul, am ales implicarea în tot felul de proiecte care să mă ajute pe mine și să-i ajute și pe alții. Okay. Pentru că am învățat, chiar dacă am doar 16 ani, am învățat de ceva timp că e important să dăm mai departe ceea ce învățăm, să nu ținem doar pentru noi. Și atunci am ajuns la concluzia asta că e bine să mă concentrez în sfera aceasta cu voluntariatul, să merg să ajut alte persoane, să poate să dau informația pe care am câștigat-o dintr-un loc mai departe, îi ajut și pe alții, poate să se poate apare o revelație în viața lor uh -huh. și, dintr-o dată, reușesc să iasă din zona de confort și, și să, mearg, să meargă în, peste. Peste culmi care nu s-ar fi gândit. În viața ta a apărut vreo revelație prin prisma experiențelor tale cu voluntariatul și ce ai zis? Um, da, să știi că am avut mai multe și continui să le am. Cred că cea mai importantă a fost când am ajuns la liceu și pentru prima oară în viața mea am scris uh, un proiect. Uh, prim primăria noastră a avut uh, cam acum un an un exercițiu de bugetare participativă. În care erau invitate școli și oameni din întreg orașul să creeze proiecte care ar fi finanțate de primărie și care ar aduce un beneficiu cetățenilor. Și atunci, pentru prima oară, m-a motivat atât de tare ideea și mi-a plăcut atât de mult când aflasem wow, se întâmplă asta și la noi. Uh, și după aceea căutasem un pic, mă interesasem aflasem că în alte orașe se întâmpla deja uh, chestia asta de mult timp. Uh -huh. Și atunci uh, la mine la școală, cu profesori, cu elevi, cu colegi, am făcut uh, un grup care ne-am apucat. Mă, vrem să facem ceva, vrem să dăm ceva mai departe. Am plecat de la ideea asta, atât pentru colegii noștri din liceu, cât și pentru restul orașului. Și am construit un proiect, se chema proiectul Botanica, care presupunea o grădină verticală care ar fi trebuit să producă tot felul de plante pentru liceu, să le folosim uh, mai departe în laboratoare, de chimie, de biologie. Cool. Dar uh, era gândit astfel încât să fie sustenabilă toată ideea, cu plante perene, să avem senzori și sistem de irigație automat, uh, rezervoare de apă în pământ, care să colecteze apă pluvială. Deci, să fim într-o zonă a costurilor de întreținere în timp cât mai mică, dar în același timp să avem un beneficiu foarte mare pentru mediu și pentru noi în procesul educațional. Și ar fi fost un concept deschis, pentru tot, toate persoanele care vreau să vină puteau să vină, să le explicăm procesul, poate să și inspirau să facă astfel de lucruri chiar și la ei acasă sau și în alte lo locuri. S-a implementat proiectul? A, din nefericire nu, dar noi a, o să încercăm în continuare să căutăm finanțare pentru acest proiect, pentru că personal e un proiect de suflet, uh -huh. la care țin foarte mult colegii mei. Profii au fost extrem de impresionați. Nu știau, noi am venit cu niște date, am avut date exact, a, mă rog, aproximativ, chiar câtă apă putem să strângem. Aveam informații despre calculasem a, tot ce aveam nevoie legat de pompe, legat de Capacități de. Am, chiar am proiectat schela, uh, cum ar fi grădina, uh -huh. ar fi fost pe o structură metalică, și chiar noi am gândit proiectul ei. Deci toată lumea a fost foarte impresionată de ce și am reușit Era o echipă de elevi. Da, eram o echipă de elevi. Cu ajutorul uh, unor profesori care uh, aveam nevoie de ei. Ei ne îndrumă, ei ne ajută. Și fix asta au făcut. Au venit în sprijitul nostru. Dar știu că voi ați mai implementat un proiect, Familia Voia, care da, mea de bine. Da, da. Uh, o să alt proiect, povestești despre? Da, stii? sigur. Alt proiect care mi-a plăcut foarte mult a fost uh, uh, un proiect care Uh, avea foarte multe componente. Uh -huh. Chiar și un chiar și podcasturi, uh, 10 podcasturi, că toți suntem aici <laughs> și vorbim despre și tot un podcast este. Uh, care era axat pe bullying. A fost noi câștigasem un proiect uh, de la Ministerul Educației, împreună prin încuraj, prin care eram finanțat să facem activități. Am făcut întâlniri cu voluntari internaționali de la Asociația Voluntariatul pentru Toți Au fost Deci ceva extraordinar, crede-mă Am avut voluntari din Din Egipt, am avut din Maroc, wow. din Cred că Siria, Iran O grămadă de locuri Și ce au făcut? Au, am avut uh, mici ateliere, mici grupuri, fiecare dintre voluntari avea câte o, avea câte o specializare, ceva. Uh -huh. Și am făcut grupuri de lucru în care vorbeam deschis despre bullying și violența din domeniile lor, ce au văzut în viața lor, experiențele din țările lor. Deci a fost o activitate foarte interesantă care am desfășurat-o în engleză și pentru cei care nu se descurcau atât de bine cu traduceri și am avut din uh, Tunisia și din Maroc, cred, uh, și vorbitori de limba franceză. Ne-am excesat și franceza <laughs> un pic. Deci o activitate foarte faină, așa mai făcut. Am făcut flashmob-uri, tot felul de campanii prin care am informat elevii, postere, flyere, o grămadă de chestii uh, cu care vreau să ajungem la elevi și la profesori și la părinți. Să în primul rând Să știe să recunoască fenomenul ăsta Pentru că am constatat de foarte multe ori Multe persoane Nu văd fenomenul ăsta Și atunci principalul nostru scop a fost Să-l vedem Să uh, Identificăm problemele Și să încercăm în primul rând prin conversație Să le rezolvăm Și am descoperit multe zone Ale bullying și ale acestei violențe De care nici nu ne-am gândit precum? De exemplu care e limita? Din a, Am avut uh, un uh, invitat, Patrick Dumitru, care el este hambalist, uh, uh, foarte bun, acum este la Timișoara și a, am fost colegi în liceu și spunea că uh, tot felul de glume care se întâmplă în echipă, unii po poate le-ar considera bullying, dar uh -huh. pentru ei erau mici lucruri care... Uh, uh, lucruri care eu știu, glume sau chestii de genul ăsta. inside da, lor din își permiteau echipă. între mm -hmm. ei, da. Deci nu era sfera de violență, era, lu erau lucruri haioase, lucruri faine, care și le împărtășeau unii și cu ceilalți. Care e linia, aici. practic, între glumă și da, bullying. Da, da, da. Aici am, și am mai văzut tot felul de nuanțe. De exemplu, pentru unele persoane, ceva ce este extrem de ofensator, pentru unele uh, Uh, pentru altele poate să Pot să transforme acel lucru ofensator Într-o ironie sau tot felul de lucruri, Gen glume care Poate pentru alții sunt ieșite din context Dar pentru persoane care se cunosc Între ele uh, sunt amuzante Și trezesc Tot felul de amintiri sau uh -huh. întâmplări Care le-au le avut pe parcursul timpului Și cum a fost proiectul ăsta Primit de către ceilalți elevi? Sau deci, care a fost răspunsul? A fost extraordinar deci noi am fost extrem de fericiți pentru că totul lumea întreba. Deci, toți erau ce mai facem? Cine mai vine la podcasturi, cum, cum pot să mă implic și eu. Deci, chiar și acum avem ecouri de anul trecut pentru elevi care vor să se implice și nu -am poate plis. nu au reușit sau le-a fost frică anul trecut și au văzut cum s-a terminat totul și anul ăsta vor și mai mult. Am o colegă pe filo care mm -hmm. într-un am zice, Ianis vino, vino mereu la mine, când ai nevoie de ajutor, de cineva, te rog, vino. Uh, o cheamă Patricia și eu zic, Pati, mereu am nevoie de ajutor, tu doar vino, că sigur îți dau ceva de lucru. Și da, și anul ăsta am reușit din nou să câștigăm proiectul, la momentul în care vorbim noi, am reușit din nou să câștigăm acest proiect și mulțumesc. Și urmează o serie complet nouă de activități, foarte multe parteneriate, am avut și anul trecut cu poliția, o să avem și anul ăsta cu asociații, cu Nevo Parodimus, din nou cu Voluntariatul pentru Toți, deci foarte multe lucruri pentru elevi țintite, astfel încât să facem tot ce ne stăm în putință să atenuăm fenomenul ăsta și să rezolvăm problemele. Și de unde a pornit ideea temei de bullying? Um, e. E important să menționăm faptul că vedem o grămadă de statistici la nivel național și internațional în care vedem cifre îngrijorătoare legate de bullying și toate problemele care se întâmplă, chiar și bullying pentru profesori e o problemă foarte mare. Da. Și multă lume nu vorbește și atunci noi ne-am ne -am pus de acord la școală cu profesorii noștri, cu doamna Bianca Georgeviș care e și directoare, cu doamna Valeria Ungur care e psiholog și cu alți profesori care au fost chiar încântați să apară, cum ar fi doamna Sprânceană, chiar și doamna Medrigintă, doamna Oța, am avut o problemă, un caz de bullying în clasă. Și ea a abordat e, fix cum am gândit noi acest lucru, prin discuție. Am văzut care sunt problemele, de unde vin și atunci toate aceste lucruri se discută. Și discutăm și la engleză, discutăm și la chimie, cu toată lumea, cu toți profile. Zice, Numele tuturor, pentru că sunt toți extraordinari în ceea ce fac, dar am, am, am ocupat prea mult timp. Dar uh, a venit de aici această, această dorință de a, a face ceva pentru elevi și am realizat proiectul și îl continuăm anul acesta. Tu ai avut un contact direct cu -ul? Da, da, trebuie, nu, nu pot să nu recunosc asta, am avut uh, mai ales în ciclu primar, în clasele 04 da. și chiar și în gimnaziu. Dar cred că este important să avem pe cineva aproape de noi și să vorbim despre chestia asta. N-ar trebui să fie un subiect tabu, n-ar trebui să fie un subiect care îl ascundem sub preș, pentru că dacă îl ascundem sub preș, există posibilitatea ca la un moment dat preșul să pice pe noi cu toate problemele. Și cred că e foarte important să vorbim cu colegi, cu prieteni care gândesc ca noi, avem, ne înțelegem foarte bine, cu consilierul școlar, cu diriginții, cu alți profesori în care avem noi uh, sentimentul că putem să ne deschidem și chiar cu părinții, cu rude sau poate dacă nu putem cu ei sau cu altcineva, mergem în altă direcție. Mereu se va găsi cineva care poate să ne ajute. Uh, în asta cu bulingu, da, este un uh, subiect sensibil, venind de la elev la elev, cât elev profesor, da. dar mai sunt situațiile profesor-elev, unde mai intervine da. și statutul de putere. Da. Și astfel cum s-ar putea gestiona, nu știu adică nu te întreb pe tine mă întreb și eu cum pot să gestionez o astfel de situație pentru că și eu la liceu am întâlnit și am fost martoră la profesori care au un statut care dădeau bullying elevilor da, uite eu am spus-o de multe ori, chiar și colegilor mei și altor persoane și plusez pe chestia asta că profesorii ar trebui să fie prietenii noștri în sensul în care ar trebui să putem să purtăm o conversație cu ei, o discuție normală, să glumim, să avem chiar și teme care nu în mod special sunt legate de programă și materia pe care trebuie să o predai. ei. Foarte importantă partea asta cu conversația și pot să spun că la mine la liceu o întâlnesc în sensul în care doamna de chimie mereu glumește, doamna de istorie uh -huh. și doamna directoare uh, la română C când întâlnim greșeli, mai facem glume, și am avut ocazia de foarte multe ori, noi, ca elevi, să ne exprimăm opinia liber, fără ca nimeni să uh, conteste acest lucru. Un fapt care e extrem de binevenit, mai ales când vedem atât de multe dezinformări, atât de multe uh, probleme legate de posibilitatea de a-ți exprima opinia, de a face ceva liber. Și cred că trebuie să ne obișnuim cu ideea, că ar trebui cu toții să avem uh, respect pentru fiecare. E foarte important, trebuie să plecăm de la premiza asta. Și că ar trebui să comunicăm liber, pentru că au fost și ei copii la un moment dat. Au, uh, poate au și ei copii. Știu, și ei. Uh, poate nu chiar uh, nu au avut copilăria noastră pentru că Mulți dintre profesori uh, uh, poate n-au avut un telefon în copilărie sau calculatorul l-au descoperit abia în facultate. Dar e important să încercăm să ne înțelegem unii pe alții. Și dacă nu se poate ajunge la o înțelegere, pentru că mai sunt și unii profesori care nu au aceeași deschidere, uh, consider că e important ca elevii să-și cunoască drepturile. Da pentru că, cel puțin pe generația mea, a fost o foarte mare problemă, deși nu suntem atât de depărtați ca și vârstă. Noi nu ne cunoșteam drepturile ca elevi. Și aici intervine și acum noul tău statut, pentru că ești în Consiliul Școlar al Elevilor. Da, de curând am devenit președintele Consiliului Școlar al Elevilor. Deci, foarte pe multe pe îndatoriri, <laughs> foarte multe responsabilități. Pe Eu... Cum? Dacă pot să întreb? Sigur, sigur, nu, e adică spațiu spa spa liber aici să știe toată lumea exact cu ce se ocupă Consiliul Școlar Ce este Consiliul Școlar În primul rând aș vrea să-ți explic uh, un pic cum funcționăm noi care uh -huh. Cum arătăm noi ca și Consiliul Pentru că, știu un Consiliu e un nume atât de, poate pompos Poate, <laughs> da, poate da, da. neimportant pentru unii Și atunci vreau să zic, noi uh, în fiecare clasă uh, Fiecare clasă are câte un lider Mm -hmm. Liderul acela e ales democratic prin vot. Se nominalizează, dirigintele, colegii nominalizează o persoană și se votează. Și persoana care are cel mai multe voturi ajunge în Consiliu și de acolo începe, începe munca. Pentru că liderul are, în primul rând, datorirea să participe în ședințele de Consiliu care se fac, depinde când se fac în funcție de lucrurile pe care le-ai de discutat. De exemplu, de curând am avut o ședință de Consiliu despre, noi avem săptămâna altfel, or, urmează săptămâna altfel și am despre activități, trebuie să le organizăm, să discutăm. Dacă avem, eu știu, proiecte, cum sunt cele despre bullying, despre care am vorbit, Consiliul are îndatorirea de a le implementa și de Chiar și le, chiar și noi participăm în scrierea lor, pentru că noi venim cu ideile, noi venim cu propunerile, noi formăm uh, toate activitățile și le dăm, le dăm culoare tot ce se întâmplă în școală, bineînțeles cu implicarea profesorilor și cu sprijinul lor. Eu știu, vrem să facem o activitate despre multiculturalitatea din zona noastră, din zona banatului sau. O, o, lucruri legate de poate din nou despre bullying sau considerarea uh -huh. anumitor fenomene care se întâmplă în jurul nostru eu știu, ceva poate un, un concurs de științe toate aceste lucruri vin uh, în îndatorirea Consiliului de a le implementa și de a le face deci noi într-un fel uh, vrem și încercăm să facem viața colegilor noștri cât mai interesantă la școală cât mai frumoasă, cât mai amuzantă. Noi ne implicăm chiar și în organizarea bobocilor, alte încheierea de an școlar, o grămadă de lucruri care sunt cu elevi, și atunci vine într-un fel normal ca și noi să fim prezenți acolo, să avem un punct de spus, ceva de spus. Dacă sunt probleme în școală, noi să încercăm să le mediem, tot felul de. Lucruri care pot apărea și care noi, prin vocea noastră, am avea un punct de zis. Practic, sunteți puntea dintre elev și profesor. Exact, exact. Și, de exemplu, dacă eu sunt un elev da. în școala voastră da. și întâmpin anumite nedreptăți da. sau simt că mi se încalcă, nu știu, dreptul de a vorbi liber, etc. Eu pot să vin la lider sau la unul din reprezentații voștri să afirm problema și de acolo să ajutați cu niște demersuri în direcția aia? Da, într-adevăr, noi asta spunem de obicei în științele de consiliu. Întrebăm dacă sunt probleme, dacă se întâmpină, eu știu, anumite inconveniente la clasă. Oricine poate să vină la mine în calitate de președinte, la colega mea, Andra, care este vicepreședinte, la secretar sau la orice alt lider să-i comunice ceva. Suntem deschiși pentru orice. Asta e într-un fel treaba noastră să fim deschiși să să ne as, să ne as, să ascultăm pe cei care ne-au votat, pe cei pe care îi reprezentăm și să îi ajutăm să se dezvolte cât mai bine. Și aceste ședințe le faceți voi între voi sau aveți ședințe cu profesorii sau cu anumiți profesori? Există și ședințe cu anumiți profesori, dar de multe ori se fac se fac între noi, discutăm tot felul de lucruri legate de Uh, nu știu poate de o activitate sportivă pe care vrem să o facem, o excursie uh -huh. care se întâmplă sau uh, pur și simplu lucruri care au legătură cu liceul și cu elevii uh, Mă aștept ce puțin că mai am o întrebare legată de acest proiect cu bullying, care mi se pare o idee absolut senzațională mai ales că mi se pare că în ultimii câțiva ani a apărut o nouă formă de bullying pe social media și da, e foarte să intensă aibă Da Uh, acest proiect este destinat uh, elevilor din liceul vostru sau ați extinde sau extinde și pe alte licee? Uh, acest proiect uh, în acest proiect s-au înscris mai multe licee deci okay, okay. proiectul okay. este la nivel național și pot, a, pot aplica mai multe licee în, în proiect și chiar și școli gimnaziale, deci orice instituție care consideră că are probleme în această zonă sau nu consideră că nu putem exact. să spunem că peste tot există. Exact, exact. Deci toate instituțiile care vor să, să facă ceva în legătură de uh, legat de acest fenomen se pot uh, înscrie în acest proiect. Și cum se înscriu? Uh, adică aici trebuie că îți să da, vă înscrieți, vă rog. Uh, trebuie trebuie în primul rând să vină cu idei de activități uh -huh. și cu uh, trebuie să aibă niște puncte pe care trebuie, trebuie să ai un buget, pentru că tu primești o anumită sumă de bani care o investești în materiale, în, în activități, în lucruri de care ai nevoie. Trebuie să ai niște obiective pe, pe care vrei să le atingi, trebuie să pui tu niște obiective. Uh, tu, în modul ca instituție da, care da, vrea da, să da, participe, da, ok. Da. Trebuie să ai, trebuie să ai, primești, se pot primi puncte în plus pentru... Faptul că aduci chestii de noutate, eu știu, implicarea anumitor ONG-uri, uh -huh. implicarea anumitor alt, altor instituții, poate parteneriate cu altcineva, tot felul de idei care uh, tu, printr-un plan pe care ți-l construiești singur, consider că ar îmbunătăți cu ceva situația sau sunt legate de zona asta de violență, uh -huh. de, uh, de bullying. Și atunci, dacă tu construiești un, un astfel de proiect, și îndeplinești niște pași, niște uh, puncte pe care trebuie să le ai un proiect tu mai departe poți să-l depui și proiectele se evaluează și uh, în funcție de scorul pe care îl primește proiectul tău, poate să fie finanțat sau poate să nu fie finanțat. Da. Și depunerea se poate face și inclusiv de consiliu sau trebuie un uh, cadru didactic. Uh... Trebuie. Noi uh, îți dau exemplu concret ce am okay. făcut noi la școală. Am avut. Uh, o, o colaborare foarte strânsă, Profesor și Consiliu, dar și alți elevi, elevi care nu sunt în Consiliu, dar vor să se implice. Uh, și toți am lucrat împreună în, a, în acest proiect și a fost depus de uh, profesorii noștri. Okay. Dar cu toți am lucrat și am contribuit cu câte ceva. Ne -a, ne -a, pur și simplu ne-am spus opinia și părerea sinceră despre ce se întâmplă, și ce am vrea în noi, și ce am crede că uh, ar putea rezolva ceva. Da, e, din păcate este un fenomen foarte întâlnit. Ideea mi da. se pare o inițiativă absolut grozavă pentru a răspândi, nu știu, nu vine cuvântul în română și îmi pare rău, awareness pe această temă pentru că, da, se întâmplă de la vârste foarte fragede da. și nu știm bullying-ul și cum ne afectează mai departe în relațiile sociale și în relația noastră cu propriul sine. Și spuneai și de cyberbullying. Da. Eu de curând... Uh m-am întors dintr-un proiect Erasmus Plus din Turcia, unde uh, era axat proiectul pe bullying, dar am lucrat foarte mult și pe cyberbullying. Și de aceea am ales să facem acele podcasturi și anul ăsta o să continuăm cu, în continuare cu mai mult content digital pentru a ridica un, a ridica problema asta mai mult pentru că noi am menționat foarte mult și tot ceea ce a făcut pandemia. Pandemia a avut un rol extraordinar în a amplifica acest fenomen. Și atunci noi, cu informațiile pe care le-am uh, câștigat de acolo, uh, vrem cu atât mai mult să plusăm pe această zonă. Exact. Să fim siguri că reușim să acoperim tot. Ce faci atunci când te întâlnești cu acest fenomen, practic, nu? Da, e... Asta e o temă destul de grea. Este. Trebuie să recunosc asta pentru că m-am întâlnit și eu de multe ori, chiar și pe propria piele, chiar și în cazuri cu prieteni, persoane pe care nu le cunoșteam. Am văzut chestia asta. Important e să, să acționezi, să nu lași nimic, dar să fii foarte calculat în momentul în care o faci. Pentru că dacă acționezi în anumite cazuri, eu știu, de bullying verbal, poți să, să, să amplifici sau poți să uh, diminuezi uh, uh, agresiunea. Depinde de felul în care o faci și cel mai important lucru este să acționezi cu calm. Să fii calm, să nu ai o atitudine agresivă, să nu fii recalcitrant uh, și să încerci să vorbești, să mergi la rădăcina problemei pentru că nimic nu apare așa bătând din palme. Există ceva de dedesubt care provoacă o nesiguranță, exact. o nu știu, ceva care determină apariția acestui lucru. Și atunci trebuie să mergem în profunzime. E foarte important. Și, și în același timp și foarte greu și fiind foarte în greu, acel Și foarte greu, dar cred local. că ne ajută mult și uh, consilierii școlari. Știu că Stăm destul de prost da. la capitolul ăsta, din păcate. dar dacă există un consilier școlar în, în școala ta și crezi că ai o problemă sau vezi pe cineva care are o problemă, du-te și comunică Și nu este o rușine, nu este o să rușine, pentru asta. că adică... e, e normal să nu știi ce să faci, să nu știi cum să abordezi problema, dar acea persoană e pregătită astfel încât să se poată descurca cu aceste lucruri. Și din experiența mea ajută, ajută mult să comunici cu, al, cu persoane care au uh, atributele necesare să reușească să rezolve o problemă. Da, e. Uh, voi aveți, adică toate liceele au consilier școlar, nu? Uh, uh, din ce știu eu, în, uh, în Reștița, da. Uh -huh. Din ce știu eu da. Și ai avut un contact cu consilierul școlar? Uh, da, chiar uh, cu doamna Ungur este consilierul nostru școlar, fac cu ea și orele de psihologie. Și foarte mulți, foarte mulți elevi apelează la ea pentru că este Super. și deschisă, și știe cum știe cum să lucreze cu copiii Știe cum să cum să-i facă să se deschidă. Și multe mul, știu multe cazuri în care a reprezentat un ajutor imens chiar și pentru mine. A fost uh, un sprijin adevărat. Și mă simt, mă simt norocos că o avem și că și alte școli o reușesc să o aibă, dar în continuare mă gândesc că există școli în care nu există o, o doamnă ungur sau o altă persoană care să te ajute. Și atunci cred că cea mai bună variantă e totul să mergi la un profesor. Dacă nu ai un consilier școlar să mergi la un profesor în care ai încredere. Și să nu ți fie rușine exact, să exact. ceri ajutor, pentru da. că este foarte sau cerut ajutor, nu știu dacă mă exprim tocmai mm. bine, dar măcar un sprijin. Un sprijin, da. Și îți dau chiar și la mine. S-au întâmplat în care, poate nu s-au dus la domnul Ungur, dar s-au dus la profesor. Mm -hmm. S-au dus la dirigin. S-au dus poate la... Noi cu doamna directoare facem franceză. O avem la clasă. O știm. Poate s-au dus la ea. Deci mereu se găsește cineva. Asta e chestia foarte importantă pe care vreau să o punctez. La oricine, oricine poate să te ajute. Dacă tu crezi că poate să te ajute și o vezi că ajungi să cunoști o anumită persoană și, ai încre și începi să ai încredere în ea, du-te și vorbește. E foarte important. Da, total de acord. Pentru că nu ești singur și e important da, să nu da. fii singur, mai ales în situații noi sau de vulnerabilitate. Da, da. Da. Um, <coughs> tu. De când ai început voluntariatul practic sau toată inițiativa cu proiectele și tot, ce te-a motivat? Cam. Exact. Uh, o să ți spun pe rând, cam de 2 ani am început toată. Poate un, de fapt, un pic mai mult, pentru că în gimnaziu am lucrat la revista școlii. Uh -huh. Și acela era tot un fel de proiect de voluntariat pent, uh, pentru că. Făceam articole, aveam era o echipă redacțională, chiar și în, în clasa 8, -a, eu am lucrat în clasa 7 -a și în a 8, -a, și în a 8 -a, într-un fel eram cel mai mare de acolo, împreună cu o colegă de a mea și aveam poate un pic mai multe res responsabilități, lucram mai mult cu colegii noștri, ajutam și pe ei, pe cei mai mici, dar cu adevărat, numărul de activități a început să crească în ultimii doi ani. Și Lucrul care m-a determinat să fac asta a fost nevoia de sau dorința de a cunoaște mai mult, de a vedea mai mult, de a simți mai mult, de a trăi mai multe experiențe care uh, pot să te îmbogățească. Mereu folosesc expresia asta, să te îmbogățească pe tine ca și persoană, ca și viitor adult. Pentru că până la urmă despre asta este. E, mie mi se pare extraordinar să cunoști, de exemplu... Uh, lucru despre istoria noastră, despre istoria altora. Pentru că astăzi avem extraordinară oportunitate de a călători. Și când ajungem într-o țară, poate ne facem mai ușor prieteni. Dacă, de exemplu, știm o altă limbă străină, putem să relaționăm mai ușor cu oamenii. Totul este despre a crea legături între noi. Cred că și e foarte important. Prin legături chestia și experiențe. Asta. Și experiențe, da. Care... Și prietenii multe. Da. Care cumva te nu știu dacă te definezi, dar te ajută <coughs> în tot parcursul tău ca adult. Îți dau o posibilitate de a vedea și mai mult. Automat, când intri pe acest, când intri uh, în acest val, el nu se oprește. Deci <coughs> nu se oprește. Deci merge mereu. E, marea e mereu agitată. Deci ajungi să faci tot mai multe, tot mai multe și uh, mie chiar îmi plac lucrurile astea. Și încurajez și pe alții și văd că le plac și lor și atunci îmi da așa o, un sentiment de bine că mă, e, e, e bine ce fac, că mă chinui să fac atâtea. Dar am am multe, multe bucurii din tot ceea ce fac. Chiar e bine ce faci. Și puțin din ce am apucat noi să vorbim și mi-aș dori să mai aprofundăm și tot. Ești eu, super, super și inițiativele pe care voi le aveți și cu colegii tăi și... Toată această generație este ceva wow, adică din nou o nouă voce care merită ascultată. Mulțumesc mult, Ianis. Mulțumesc că m-ai invitat și sper să ne revedem. Și eu sper. Și sper să ne revedem cu mai multe proiecte și să vorbim despre cu mai multe, da. a doua ediție acestui proiect despre care mi-ai vorbit. Mulțumesc mult pentru invitație. Și eu mulțumesc.